Oameni buni, mă scuzați, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum foarte multe, nu știu, două săptămâni. Am evitat acest subiect, astăzi nu mai pot să-l evit pentru că într-adevăr a devenit subiect de presă. Până acum era o prosteală, unii se jucau cu niște tăblițe, cu niște numere de matriculare și bine făceau, alții se prefăceau că îi amendează, unii opreau în trafic, le dădeau drum. Astăzi lucrurile au intrat într-o zonă pe care eu cel puțin nu înțeleg și ca mine probabil sute de mii de români nu înțeleg. V-ați gândit ce înseamnă numărul vostru de înmatriculare? Aveți numărul județului sau al Bucureștiului, niște cifre, una, două, trei cifre, adică un număr și trei litere. Așa e în România. 99% dintre mașini, exceptându-le pe alea înmatriculate temporar sau mă rog, așa e în România. V-ați gândit alea trei litere ce înseamnă? Uite, vă dau un exemplu la care n-am vrut să apelez pentru că se supără primarul orașului Cluj. Știți ce înseamnă în limba turcă boc? B-O-C. Înseamnă căcat. Îmi cer scuze să mă ierte CNA-ul. Un mare fotbalist al României a fost ținut acasă în anii 70, marele fundaș al Rapidului Boc, n-a jucat la Istanbul cu selecționata Turciei pentru că i-au rugat frumos turcii, ori nu-i spunem numele, pe post că nu putem, ori... Și ăsta n-a vrut să fie pronunțat cu numele mic. Spun Alexandru. Nu, n-a refuzat el. A refuzat Sandu Boc, a refuzat să-i se spună de către comentatorii sportivi turcii pe numele mic. Oameni buni, v-ați gândit ce înseamnă numărul, alea trei litere, ce înseamnă în limba daneză, în limba suedeză, nici nu știți, nu ne trece prin minte. Te duci în Suedia, turist, țară membră UE, te duci în Norvegia, nu e țară membră UE, te duci în Finlanda, te duci unde vrei. Păi și numărul tău face ca poliția țării ăleia să te tragă pe dreapta, să-ți dea două bastoane în gură și să te pună să dai numerele jos. Tu nu vrei, ți le iau ei, dosar penal și ăla ești. Și tu zici, bă, dar sunt cetățean european. De unde să știu eu ce scrie pe... M-ați înțeles ce spun? Ăsta era român. Dacă nu era român, ce se întâmpla? Știți povestea, nu vă spun ce scrie pe numere, pentru că nu vreau să fac audiență din senzațional. Pe numere, dacă vrei, scrie sus PSD. Sau să trăiască mama lui Dragnea. Mai lunguț, e un număr mai lung. Sau să fie Olguța împărăteasă. Asta scrie pe numărul omului. Așa și-a matriculat-o el. Ambasada Suediei a spus că numerele sunt valabile în toată Europa pe Facebook. O să vedeți imediat Facebook-ul. Aflu acum de la invitatul meu special, Dumitru Coarnă, salut Mitică. Bună ziua, vă salut. Că la dosarul cauzei, că e dosar penal, ăsta săracul s-a trezit. Atenție, este șofer de tir. Adică i-au luat pâinea de la gură. I-au luat carnetul, odată cu carnetul i-au luat și pâinea. Asta nu mai poate să circule nici în Suedia, nici în România, nici nicăieri. Pleca azi dimineață cu copilul și cu nevastă sa la mare, l-a oprit poliția pe 1 decembrie sau nu știu unde, pe la Alba Iulia. El n-a vrut să-și dea numerele jos. Aveți imaginile, acestea sunt imaginile necenzurate, filmate chiar de omul ăsta de șofer. Poliția română s-a dus și a luat numerele de pe mașină. Bun, stimați telespectatori, întrebarea a emisiunii, bag-o pe banda roșie Teddy să știe lumea. Voi v-ați gândit ce înseamnă numerele voastre când ieșiți până Europa? Ce scrie acolo? Aveți trei litere. În limba română nu înseamnă nimic, că dacă ar însemna ceva urât, nu v-ar da voie poliția să înmatriculați mașina. Știți că avem restricție la cuvinte din trei litere, care este câh. Cuvintele alea este urâte. Și nu ne dă voie rutiera să le înmatriculăm. Și bine face, calculatorul nu le dă drumul pe piață, nu le tipărește. Mă, dar dacă în limba suedeză, în limba daneză, în limba, nu știu, finlandeză, înseamnă o arătare de cuvânt și te opresc că ea și te arestează. Bine. Teddy, să-mi spui când... Cum? Posesorul mașinii cu numerele de acum celebre în toată Europa, Euronews-ul, știți că există o televiziune extrem de importantă, poate cea mai importantă televiziune de știri din Europa, se cheamă Euronews. A făcut subiect. A făcut subiect din numerele de matriculare ale omului. Subiectul acesta face în conjurul presei suedeze. Ambasada Suediei a intervenit. Aflu, repet, de la Mitică Coarnă, că la dosarul cauzei, și o să sunăm avocatul acestui om, să vedem dacă este adevărat sau nu, spune poliția. Coarnă citează surse din interiorul poliției, unde, bineînțeles, el, ca lider sindical național, știe ce se întâmplă. Care o grămadă de membri de sindicat acolo. În dosarul cauzei, oameni buni, se spune, o să vedem exact dacă așa stau lucrurile, că există un document al poliției suedeze sau al Interpolului. Al cui emitică îi duc? Este prin birou Interpol Stockholm un document, o adresă din care rezultă că acel autoturism era înregistrat și avea valabilitate doar pe teritoriul Suediei. Păi atunci ambasadorul Suediei la București trebuie chemat la Ministerul Afacerilor Externe pentru că a mințit o presă întreagă, a mințit o România întreagă. O să vă arăt imediat pagina de Facebook oficială a ambasadei. Ca să nu veniți cu întrebarea de ce a durat imediat, atât. Imediat, imediat, vin și cu întrebarea cheie.
că omul a intrat în țară acum 10 zile. Atenție, cei de acasă. Domnul care e acum la telefon, Ștefănescu, a intrat, a trecut frontiera de stat a României. Când ați trecut, domnul Ștefănescu? Bună ziua! Bună ziua, pe 18. Pe 18. În câte suntem azi, domne? 30. Deci aveți aproape 12 zile, 2 săptămâni mâine, poi mâine, de când sunteți pe teritoriul Republicii România, sunteți cetățean român? Da, da. Și cetățean suedez? Reședință în Suedia, da. Aveți rezidență în Suedia. Haideți, spuneți-ne prima oară și în exclusivitate la B1 TV, spuneți dumneavoastră la o televiziune națională de știri din România, cum ați luat numerele, ce a spus poliția suedeză despre valabilitatea lor, pe ce teritoriu sunt valabile numerele acestea, și cum aceasta, nu știu dacă sunteți domnul Ștefănescu, Răzvane, nu știu dacă ești în fața unui televizor, noi arătăm acum site-ul oficial, site-ul oficial al ambasadei Suediei la București, care spune că numerele tale, ascultă-mă, Răzvane, ei spun oficial, ambasada Suediei, deci reprezentanta oficială a Ministerului de Externe suedez, spune că numerele tale sunt valabile pe tot teritoriul Uniunii Europene. Acum te ascult pe tine. Da, o dreptate. Atâta timp cât am intrat de 10 zile în România și vineri am fost la Craiova, mi-au luat actele, le-au verificat, mi-au dat drumul. Și după 2 zile sunt ilegal, mi se pare ceva ciudat. Te ascult. Scoate dracu, iartă-mă puțin, scoate dracu Teddy textul ăsta și bagă să știe lumea cine e la telefon. Da, iartă-mă, Răzvane, zi. Am spus că de 10 zile sunt în... Eu te-am întrebat când ai... Când, Răzvane, te-am întrebat așa și vreau să lămurim populația odată pentru totdeauna. Da, da. Numerele când le-ai luat în Suedia, ți s-a pus în vedere că sunt valabile doar în regatul Suediei? Nu, nu, nu. În Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană. În... Ai fost verificat. Ascultă-mă, răspunde la întrebări, te rog eu, ca să ne lămurim, că știu că nu ai mult timp, ești pe cale să te adresezi presei într-o conferință sau ceva. Spune-mi așa, Răzvan, câte țări ai tranzitat cu numerul astea din Suedia până în România? Germania, ce am spus, Cehia, Ungaria și România. Și România, da. Câte, până astăzi dimineață, când sunt imagini pe ecran, ți-au fost luate numerele, ți-a fost luat carnetul și întocmit dosar penal, câte echipaje ale poliției române te-au oprit în astea 10 zile? 3 echipaje. În ce localități sau în ce județe? În Hunedoara primii, la Iancului al doilea echipaj și al treilea echipaj în Craiova. Deci în Craiova, în Iancului la București și în Hunedoara. Da. Toate trei echipajele te-au legitimat, au verificat documentele care se referă la înmatricularea mașinii? Da, da. Toate trei ți-au dat drumul? Toate trei, da. Ți-au dat drumul. Ți-a fost întocmit vreun proces verbal de contravenție? Nimic. Dosar penal, infracție? Nimic. Nu, nu. Bine, este foarte important să știm asta, stimați telespectatori, trei echipaje ale poliției române. Domnul Barbu, poliția a respectat legea pentru că în acest interval de timp a efectuat corespondență cu poliția din Stockholm. Eu mai bine nu spuneți asta, domnul Barbu. Cât de tare respect eu poliția și cu dumneavoastră. Păi dacă nu mă lăsați. Dacă verificăm 10 zile niște... Am înțeles, aveți o problemă cu poliția și încercați să găsiți un vinovat în poliție. Credeți că am o problemă cu poliția? După cum ați început și a abordat subiectul, da. Nu, eu am o problemă, nu, eu am o problemă cu mașina. Mi-e frică că dacă ies din țară, ungurii mă arestează, domnul. Dacă respectați convenția de la Viena, nu se întâmplă nimic. Vă ascult cu drag. Era reglementată din 68 povestea asta. Așa. Nu-i de acum. Așa. România este parte la convenția de la Viena. Care ce spune, domnule? Care spune că aceste numere de matriculare trebuie să fie compuse din cifre și litere. Scrie foarte clar. Acele numere de matriculare, tocmai asta a fost cauza pentru care, și pe bună dreptate, fondul problemei se pune, domnule, dar de ce l-a oprit trei echipaje și nimeni nu a dezvoltat un dosar penal? Pentru că poliția română a efectuat corespondentă prin biroul Interpol cu poliția din Stockholm și acolo a venit rezultatul care este la dosarul cauzii. Este foarte simplu. Adică, da, e foarte simplu. Sunt obligatorii cifrele și numerele. Păi e vorba de convenție, vreți să vă citesc din convenție? Da, domnule, puțin, că eu am înțeles, domnule, nu mă pricep. Articolul 36... Răzvane, stai un pic la telefon, că aici am un invitat care deci reprezintă punctul de vedere al poliției române. Articolul 36 din convenția de la Viena din 1968, ratificată de România prin decretul 318 din 90, stipulează că, citez, numărul de înmatriculare prevăzut la 35-36 al convenției trebuie să fie compus din cifre, fie din cifre și litere. Context în care se confirmă lista de valabilitate nu aplicat pe autoturism. Foarte bine. Întrebare. Poliția suedeză este irresponsabilă când tipărește legal numere? Mă lăsați să termin. E vorba de înregistrare, că și pe teritoriul României, pe ordonanța 195, avem niște autoturisme, autovehicule agricole. Puteți să-mi dați un exemplu? Agricole?
Da, regim agricol. BMW-ul ăsta sau Audi ăsta sau Mercedes-ul sau ce are omul? E tractor? Avem articolul 82 din ordonanța de urgență 195 privind circulația pe drumurile publice republicate. Imediat, da, sună și pe mâna, agricole sau forestiere și remorce. Domnul Coarnă, iertați-mă, omul ăsta a circulat în Suedia și a părăsit teritoriul Suediei. I-au dat voie ăia la vamă să... Da. Mă rog, eu nu ridic astonul și nu încerc să mă puneți de acord. Nu. Da, domnul Coarnă. Este dosar penal înregistrat la parchet, sub întrumarea procurorului de caz, poliția rutieră efectuează cercetări, punct, fără niciun fel de abuz, fără niciun fel de presiune. Respectă legea, e vorba de articolul 334 din Codul Penal, care se coroborează. Mașina nematriculată. Ordonanța 195, nu neapărat nematriculată, vă citesc din lege ca să nu spune conducerea pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România. Fapte prevăzute de articolul 334. Deci mașina e înmatriculată în alt stat care nu are drept de conducere în România. Care este statul, domne, de Uniunea Europeană? Ne-ați înțeles, convenția de la Viena din 1968 a fost încălcată în acest... De cine? Dar, statul suedez nu a încălcat. Dar cine a încălcat, domne? Păi dacă statul suedez prin poliția din Stockholm înaintează adresa la dosarul cauzei... Poate care... cineva din poliția rutieră să ne... sună pe avocata la telefon? O sunăm pe avocată că... Ai văzut, Răzvane, tu ai văzut dosarul? Nici nu am fost sensibilizat că ar fi un dosar. Îți spun eu că este, îmi pare rău că afli de la televizor, este un dosar penal al cărui subiect ești tu. Fapta este cea pe care ți-a citit-o aici domnul Coarnă, adică ai circulat în România cu o mașină cu numere înmatriculată într-un alt stat, dar care numerele nu-s valabile, sau nu am înțeles exact. Nu au valabilitate în România, dar nu au valabilitate bine. În România. Înțeles bine. Încă o dată te întreb, când ți s-a dat acest set de plăcuțe, ai fost notificat că ele nu sunt valabile decât pe teritoriul regatului suedez? Nu, altfel nu le-am venit. Eroarea de drept necunoașterea legii nu le absolvă de pedeapsă pe niciunul dintre noi. Am înțeles, foarte adevărat. De 2500 de ani. Foarte adevărat. Da. Faptul că Răzvan nu știa că numerele astea... Dar nici eu, nici dumneavoastră, nici unul dintre noi nu știe pe din afară toate legile din lumea asta. Știi ce mă sperie domnul Coarnă, cu tot respectul? Așa. Că nu știa nici poliția română. Domnul Trei echipaje ale poliției române în trei... Așa. Poliția română a trebuit să facă niște verificări, să aibă o dovadă. Vă deranjează faptul că noi constatăm atunci când avem probe directe, certe, fără niciun dubiu, o infracțiune? Sunteți ferm convins că ce s-a întâmplat aveți astăzi e ok? Aveți impresia că eu, dacă nu eram ferm convins, aveam atitudinea asta? Deci cele 10-12 zile au fost perioadele de verificări ale Poliției Naționale prin Interpol cu poliția din Stockholm. Meseria ta care este meseria de toate zilele, Răzvane? Conducător auto. Șofer de tir, din ce am înțeles eu. Nu sunt pe tir, nu. Nu? Conducător auto. Cu asta îți câștigi pâinea în Suedia. Exact. Permisul de circulație ți-a fost reținut? Da, carnetul, da. Nu i-a fost reținut permisul, a fost suspendat dreptul de a conduce. E o diferență. I-a fost suspendat? Dreptul de a conduce. Dreptul de a conduce. Sigur. Ai permisul la tine? Nu. I-a fost ca mea, domne, deci a dat o dovadă în loc, domnul Barbu. Deci domnul i-a reținut permisul și a dat dovadă. Se suspendă dreptul de a conduce. Așa. Pe ce perioadă ți-a fost suspendat dreptul de a conduce, Răzvane? Nelimitat. Nu mi-a dat un... Este dosar penal, vă repet. Până la finalizarea dosarului. Și ai o dovadă, ai o dovadă cu care poți conduce? Nu. Am o dovadă, are o dovadă fără valabilitate, probabil. Probabil are dovadă. Păi să-l întrebăm că e la telefon, ce probabil? Păi ai vreo dovadă cu care poți să te sui la volanul mașinilor în Europa să conduci? Nu. Eu am spus că e fără valabilitate. Dar nu am drept de conducere. Exact ce am spus eu. Păi i-a luat pâinea de la gură omului, domnul Păi și dacă noi încălcăm legea, înseamnă că nu mai constatăm infracțiuni, că îi luăm pâinea de la gură. Bine, ok, deci atunci e bine. Atunci ce să spună cel de la care... Repet, Răzvane, zi-mi și mie astăzi. Da. De ce ai mai... Dacă ai avut... Tu ai avut vreodată vreun dubiu, ți s-a spus de către poliția română până azi, că ești în regulă să dai numerele jos? Dacă mi se spunea, nu mai mergeam, doar nu eram nebun să merg. M-ați înțeles? Adică... Poliția română a făcut verificări în limita competențelor legale. Să-l ascultăm și pe omul. Vă rog eu mult. Eu vă explic, dar după aia văd. Bine, nu avem noi doi rămânem aici, hai să-l ascultăm pe el. Uitați, termin fraza după care l-ascultăm pe el. Vă rog. Poliția română a făcut fix ceea ce trebuia să facă. A verificat în baza de date dacă acel număr are valabilitate în România. Când a venit confirmarea că nu a întâmplat dosar penal. A verificat în baza de date a cui? A poliției din Stockholm, prin adresă, prin birou Interpol. Am înțeles. Ați înțeles? Deci de asta a durat 10 zile. Sigur că da. În ce dată a fost făcută cererea către poliția suedeză, domnule? Păi acum 10 zile. A fost făcută în prima zi? Da. Am înțeles. Bine. E, okay. Ce e atât de greu de înțeles? Nu, domnule, e foarte bine dacă poliția română a fost atât de promptă în prima zi. Ce sunteți, domnule, dumneavoastră pricepeți repede? Păi stați un pic, că știți ce nu înțeleg eu, domnul Coarnă? Eu nu înțeleg așa. Cum să faci adresă să
întreb ceva ce n-are cum să fie decât ilegal, domnul Cornea. Dacă n-avea cifre, avea numai litere. Domnul, poliția română, ca și cea germană... Dacă l-a din prima zi, da. Era un scandal din ăla, că noi așa suntem... Domnul Cornea, poliția germană știe, domne, convenția de la Viena? Da, păi ar trebui să știe. Păi și 10.000 păi, de polițiști... Păi dumneavoastră aveți impresia că dacă mergea în Germania cu un mesaj din ăsta... Nu, n-are cifre, domne! N-ați înțeles. Nu mă înțelegeți. Fraza. În oricare țară da. Din Uniunea Europeană, dacă mergeam eu cu o mașină înmatriculată în România, cu un mesaj la adresa nu știu cui... Dacă era rău, urât. Păi nu, eram luat cu totul din prima. Eu vă întreb dacă scria sus PSD. Aici nu e vorba de PSD. Dar ce mesaj PSD? E? Dacă eu mergeam cu un mesaj obscen într-o țară membră a Uniunii Europene, prin încălcarea convenției de la Viena, da? Nu mi se suspendea doar dreptul de a conducere, de conducere. Poate eram și un pic reținut, știți? Stați un pic, domnul Cornea. Înțelegeți ce vă zic? Hai să te cu Răzvan, că e la telefon și pe urmă rămânem noi să vorbim. Răzvan, deci nu ți s-a pus niciodată până azi în vedere să dai numerele jos. Întrebare. În mașină, la tine, în România, aveai și alte plăcuțe de înmatriculare? Aveam acasă plăcuțele cu care am cumpărat mașina. Vedeți? Plăcuțele cu care am cumpărat mașina le aveai la tine, da? Da. Dar mi s-a spus că dacă schimb plăcuțele acum, intru iar în sub incidența legii, pentru că nu am voie să intru în țară cu un număr de matriculare și pe parcurs să schimb. Deci, poliția română ți-a pus în vedere să nu pui numerele celelalte pe mașină. Da. Pentru că în baza de date a poliției române la frontieră figurai cu numerul astea. Cu numărul, da, numărul acela. Bine. Deci, pentru mine este foarte simplu. Da. A avut numerele corespunzătoare conform convenției de la Viena, dar l-a folosit pe cele necorespunzătoare pe teritoriul României. Am înțeles, domnule. E simplu, povestea. Sunt întâlnite elemente constitutive la 334, 334, domnule, 4, nu e vorba de că la pușcărie. Nu să-l bage nimeni la pușcărie, credeți-mă. Nu, domnule, să-l bage la pușcărie. Nu, eu nu cred că va trebui să-l bage la pușcărie. Bine, vrei să mai adaugi ceva? Nu cred că trebuie băgat la pușcărie. Dar ascult cu drag, zi. Despre număr. Semnificația numărului. Deci nu a fost împotriva votanților lor. Aici nu e vorba de votanților. Dar lasă domnule să vorbească, te rog eu. E vorba de cuvântul. E problema lui, eu n-am adus eu. Dacă ai văzut, Mitică, eu nici n-am spus ce scrie pe număr, că nu ăsta e subiectul meu. Eu care am votat această putere nu m-am simțit jignit de niciun fel. Problema de fond este că a folosit un cuvânt obscen, care e interzis prin lege. Da? Nu este niciun cuvânt obscen. Atunci dacă în opinia dumneavoastră acel cuvânt format din patru, începând cu mu, terminând cu e, nu e obscen, înseamnă că eu am citit altă carte de gramatică. Dacă mu da, e Răzvane, cuvânt Răzvane, obscen, am înțeles, că... am înțeles. Mie îmi pare rău că ai trăit, îmi pare rău că erau și copilul și soția de față și că ai mers la secție împreună cu familia în loc să te duci în concediu. Doar cu copilul. Doar cu copilul, nu erai și cu doamna? Doar cu copilul, m-au luat de acolo, m-au dus la secție și de acolo m-au lăsat să plec singur, pe jos. Bine. O să păstrăm legătura, îți promit că emisiunea mea va monitoriza acest dosar până când el se va finaliza într-un fel sau altul. Fie te arestează și te electrocutează și te bagă ăștia în pușcărie, fie te lasă liber să te duci acasă. Hai să nu dramatizăm, că nu l-arestează nimeni, domnul. Dacă l-arestează înseamnă că avem o problemă noi. Nu îl arestează domne, nimeni. E faptă penală, domne. Nu puteți să amnească. Instanța hotărăște, domne. Dar nu e pericol social ca omul ăsta să fie reținut și ulterior arestat. Credeți-mă. Nu știu. Păi, da, să eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră așa. Din modul de acțiune al polițiștilor și al procurorului, e clar că au considerat că nu e vorba de pericol social și l-au lăsat în libertate. Nici măcar n-a fost o dispusă. Domne, dacă nu era cetățean român. Așa. Era cetățean suedez. Da. Nevorbitor de limbă română și avea numărul trebuia ăsta. Trebuia procedat identic. Identic. Omul nu știa ce îi scrie pe număr. Încă o dată. În momentul în care intri în România sau eu ajung în Franța, trebuie să respect legile lor. Păi bă, atunci români, priviți un pic atenți la televizor, stimați cetățeni. Uitați-vă, băi, fraților, bine ce scrie pe numerele voastre din matriculare, din Sălaj, din Constanța. În România nu le că s-ar putea când ieșiți la unguri, alea trei litere, să vă bage în pârnaie. Că nu știți ce înseamnă limba maghiară. Au grijă cei de la serviciul în matriculă. Nu vă grăbiți. Dar ăia suedezii de ce i-au dat numerele alea? Pentru că a fost pe teritoriul Suediei. Și în Suedia nu-s români? N-ați înțeles. Domnule, românii din Suedia nu s-au simțit jigniți? Nu vreți să înțelegeți diferența. Nu, mă înțelegeți pe mine. Avem acele numere de înregistrare erau valabile doar pentru Suedia. Aveam numere de înmatriculare valabile conform convenției de la Geneva pe teritoriul
Ambasada Suediei să răspundă în fața Ministerului de Externe de la București pentru ce a dezinformat. Pentru că a spus azi că numerele lor sunt valabile pe tot teritoriul UE. Este numerele, păi uitați-vă că ambasada poate a comunicat corect. Dumneavoastră poate vreți să truncheați comunicarea. Ambasada a făcut trimitere la numerele pe care nu le-a folosit. Atenție mare. Domne, dă postarea, traducerea postării Teddy. Avea alte numere pe care nu le-a folosit, iar ambasadorul a făcut trimitere la acele numere care îndeplinesc condițiile convenției de la Viena. E atât de simplu. Vedeți cât de simplu e? Domnul Coarnă. Vă rog. Dumneavoastră. Da. Dumneavoastră. Ați făcut o referire pe care nu vreau să o speculez, că spuneți că am ceva cu poliția, deși știți foarte bine că n-am. Știu că n-aveți și ne-ați dat de multe bine ori. Că sunt foarte puțini gazetari în România care au apărat și apără interesele atunci când ele sunt juste categoric și da. Corecte ale polițistului român. Și mai ales a celor din stradă, domnul Coarnă. Da? Sunt de acord cu dumneavoastră. Întrebare. Dumneavoastră, de ce ați făcut referire la mesajul de pe numere? Că dacă scria sus PSD sau jos PNL, vorbit de PSD, PNL, PNCD. Păi și atunci de ce ați invocat mesajul, domnule? Eu am făcut trimitere doar la cuvântul obscen. Obscen în ce limba, domnule? Ce limba e obscen, domnule? În limba română. Nu, domnule, sunteți în eroare mare. Domnule, dumneavoastră știți ce înseamnă muie? Vă spun eu, în limba română se înseamnă față, bine, domne. Bine. Domnul Coarnă, dumneavoastră sunteți un om care știți bine țigănește că ați fost polițist într-o zonă unde erau foarte mulți etnici romi. Dacă dumneavoastră mergeți acum pe stradă, mă ascult și pe mine, mitică, mă prostești de mișina mea. Haideți să facem verificarea în fapt, o facem așa. Cuvântul ăsta pe care am vrut să-l evit toate... Haideți după emisiune, să mergem în piață. Domnul, eu spun ce înseamnă. Să mergem în piață. Sună-mă o țigară, sună-l pe Mădălin Voicu. Nu, lăsați-l pe Mădălin Voicu. Înseamnă față, domne. Vă luați țintă orice om din piață și îi spuneți cuvântul ăla. Să vedeți câte vă luați după aia. Domne, acolo la afcare. Vreau să vă spun ceva. Știți că în România sunt localități bilingve. Adică toată țara știe ce înseamnă cuvântul ăla, numai noi. Știți că în România sunt localități care se numesc... Nu era problema ce în limba româniei. Nu despre aia discutam. Mă ascultați pe mine ce vreau să vă întreb. Vorbeam de limba română. Dacă un sat din România se cheamă, o comună, se cheamă Comuna Față, iar ea e locuită preponderent de romi, de țigani. Ei au dreptul conform legii să pună bilingv, va scrie muie, domne, la intrarea în comună, crede-mă. Nu, unde am greșit? Nu, dar sunteți un tip inteligent și încercați să duceți discuția în altă zonă. Nu, domne, vă nu, spun forțați, că e limba română, domne. Forțați, și înseamnă față, fața mea, față. Vă apreciez de foarte mult timp. Forțați lucrurile. Nu aveți dreptate aici. Nu asta înseamnă? Nu vreți să întrebăm un țigan? Nu aveți dreptate aici. Dă-mă Dex-ul, băi, te rog eu, Teddy, caută în Dex, nu în Dex, caută în traduceri, că există un dicționar de traduceri din țigănește. Și dă-mi pe post cuvântul să vadă România ce înseamnă, că nu mă înțeleg cu Coarnă. Dar n-am spus că nu aia înseamnă în traducere. Nu e obscen, domnule, e ca și cum ai spune că față, cum să spune, mă, în ungurește față? Bine. Dacă vă spun în ungurește, e obscen? Domnul Barbu, încă o dată, nu duceți lucrurile în derizoriu. Păi vedeți cum e, domne? Nu, sau spre ridicol. Așa. Pentru că, până la urmă, acest cuvânt format din patru litere reprezintă un cuvânt obscen în limba română. În limba română? Da. El este un cuvânt în limba țigănească, care înseamnă față, domne. V-am explicat ce înseamnă limba română, nu limba română. Limba română nu înseamnă, domne, nimic. Bine, domnul Barbu, în opinia asta nu înseamnă nimic. Atunci poliția a greșit. Bine. O să deschidem telefoanele, pentru că nici părerea mea și nici părerea lui Mitică nu contează cât contează părerea voastră. Nu acum o să deschidem, dar atenție, chiar vreau să discutăm, că s-ar putea să fiu eu în eroare. Dar să facem, nu m-a interesat subiectul ăsta 10 zile, Mitică. Rugămintea mea e să ieșim din zona politică. Să discutăm... N-am spus că eu nici n-am vrut să spun ce scrie pe număr. Fără PSD, nu eu am spus. Știți că eu nu iubesc dragul meu, cei de la PSD, nu eu am invocat ce scrie. Dar nu vreau să fiu incorrect atunci când lucrurile mi-arată o realitate. Întrebarea mea la tine este următoarea. Vă rog. Dă un stop cadru așa cum e. Oprește puțin video-ul. Oprește un pic video-ul. Dă-i bă stop cadru. Dă-te puțin la o parte, Mitică. Un pic. Băi, oameni, atât. Lasă, stai așa. Sunt la valiera după mine. Uite aici. Uitați-vă aici. Dă la valiera jos. Dă-o jos un pic. Ține-o în mână. Aici scrie ceva. Oameni, bun, dă-te puțin. Uite-te în ecran ca să vadă lumea. Dă-te puțin mai în cotimea așa, mai să vadă lumea. Aici scrie ceva. Nu contează ce scrie. Întrebare. Mitică spune foarte corect. Foarte, pune-i mă un lapă, du-te să spună un emițător. Hai, ieși din cadru, du-te să spune inginerul meu de sunet, îi pune de asta, cum am eu, să se poate mișca. Oameni buni, atenție. Domnul Coarnă și poliția română, în mod corect, zic eu, invocă o normă europeană din 1968, care spune că numerele de mașină, ca să fie legale, trebuie să conțină atât cifre, cât și litere. Asta nu conține decât litere. Aici scrie, trăiască România. Nu scrie nicio cifră. Nici 1, nici 7, nici 9. Nicio cifră. Nu e valabilă. Dom'le, poate așa, poate are dreptate poliția română. Păi înseamnă că poliția germană, pe unde a trecut mașina asta? N-a văzut că nu are niciun număr, are doar litere. Poliția cehă
a trecut prin Republica Cehă. Bă, polițiștii cehi n-au văzut că n-are numere, că e ilegală. Poliția maghiară, ăia sunt dați dracu ungurii. Credeți-mă, hai că cehii și nemții... Mă, dar ungurii, când te apropii în coadă Meco, de frontieră, jar mănânci. Mai ales că, este evident, gata, este evident că nu respectă normele europene neavând nicio cifră. Cum e mitică? Cum a trecut mașina asta ilegală până atâtea țări? Faceți o adresă către polițiile pe care le-ați invocat și o să vă răspundă ei. Nu pot să vă răspund eu la această întrebare. Pentru că probabil nu a fost controlat sau poate că... Bă, dai la vedere! Poliția română a controlat-o, a văzut-o! Domnul Barbu. Mai în mai bun. Limba română, acel cuvânt este obscen. Deci vezi, vezi cum, cehă, vezi cum te dai din dilea că de fapt Barbu, ce Barbu. Scrie conta, nu că n-avea numere. Păi, domnul Barbu, nu întâmplător a fost făcută acea convenție de la Viena. Nu întâmplător a mers în logica asta. Bine, înțelegeți? Nu, okay. De aceea însemna deci trebuia să aibă și numere. Trebuie să ce trebuia să aibă? Păi, cifre? Omul a recunoscut că are. Da, domnule, nu trebuia să aibă numărul ăsta trebuia să aibă și cifre, da? Obligatoriu. Obligatoriu. Da. Dacă avea. Dar el are categorii de numere cu cifre. Dar e problema lui, mă, ce păi face? Păi dar nu l-a folosit. Nu, n-a păi vrut. Și atunci scrie la parchet. Păi dacă și astea sunt legale. Domnule, să scrie la parchet. Bine, stai un pic. Dacă numărul ăsta, indiferent ce scrie, așa. Avea și cifra 9 sau 7 sau 3, era bun? Domnul Barbu, dacă spărgeam acel cuvânt din țiră, altceva. Se schimba sensul tot. Dacă scria trăiască 3 PSD, domnule, era bine? Nu e de trăiască sau să moară sau să facă. Băi, mitică, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, uite lumea la noi. Nu e problema de fond. N-am nimic cu poliția română. Eu știu în ce situație delicată a fost pusă poliția rutieră română. Domnul Barbu, poliția rutieră... Ai noștri au fost puși într-o situație delicată. Inspectoratul general al poliției române a făcut ceea ce legea îi obliga să facă. Uite-te în ochii mei. Ne cunoaștem de zile? De... Mulți ani, de 10 ani. Suntem amici? Ca să nu spun chiar prieteni, da? Chiar prieteni, mă, da. Dacă acolo scria Panseluță, jură-te tu în ochii mei că l-o oprea vreun polițist. Zi, uite-te, mă, da sau nu? Exista posibilitatea să-l oprească. Exista posibilitatea să-l oprească. Nu, ce crezi? Nu mai fi rău. Îl oprea dacă scria Panseluță? Păi sigur că ești în evidență când folosești cuvântul. Mă, dacă scria Panseluță, îl oprea? Domnul Barbu. Nu-l oprea, mă, și spun de ce. Nu riscați comunicarea că aveți dreptate pe fond la un moment dat. Sigur că dacă scriu Panseluță trec mai puțin... Păi și cu convenția de la Viena, cum dracu e atunci, n-a încălcat-o? Înțeles? Ba da. De aceea a trecut prin Germania, prin Ungaria, fără să fie verificat, pentru că oamenii n-au înțeles sensul. Nu știau ce scrie. Exact. Dar nu vedeau că lipsește cifrele. Încă o dată, nu mai citești mai convenția. Păi era brusc, domnul Barbu. E adevărat că și acolo legea e aceeași, dar problema de fond este că acel cuvânt în limba respectivă nu era obscen. Bine, păi, stimați de respectatori, acum vorbesc cât se poate de serios. Convenția de la Viena despre care vorbește Dumitru Coarne este în vigoare, România este semnatară și este corectă. Sunt mari șanse, ați văzut și pe banda roșie, eu n-am scris că poliția română e de vină. Eu am spus doar că a fost pusă într-o situație absolut imposibilă de către... Nici nu mai contează de către cine. Eu nici n-am vrut să spun ce scrie pe numărul ăla, pentru că mie mi se pare nefiresc și ne afectăm ca țară. Campania asta mie nu-mi place. Dar, mă rog, nu că sunt PSD sau anti-PSD, Doamne iartă-mă, nu-mi place campania. Cuvântul este țigănesc, are traducere în limba română, care traducere înseamnă față, ca să știți. Asta pentru copii, că se mai uită și copii la emisiune. Și, vă rog, fiți atenți la ce scrie pe numerele voastre de matriculare acasă, alea 3 cifre, 3 litere. De ce? Pentru că în limbi mai puțin cunoscute, nu franceză, nu spaniolă, nu italiană, nu engleză, mă, da finlandeză, mă, da suedeză, maghiară, care e o limbă complicată, are o fonetică cumplită, mă, s-ar putea să însemne ce înseamnă literele astea în limba română. Și te trezești că ți-ai luat 2 bastoane în gură, te pune pe jos și ți le ia poliția țării ălea. De ce? Pentru că sunt ofensatoare. Vă spun eu, dacă ele sunt înmatriculate în România, cu număr și cu ro, și sunt puse pe mașină, indiferent ce înseamnă în limba acelei țări, circuri. Vreau să vă dau și vestea bună și sunt curios dacă Mitică are bărbăția să recunoască că e o veste bună. Mașina asta, o vedeți în asta, a circulat 10 zile în România, unde toți, de la Hunedoara, de la Craiova, de la București, știau ce scrie pe ea. Bă, n-a luat un cuțit, n-a luat o zgârietură, n-a luat o piatră, nu l-a înjurat nimeni, pe ăla nu i-a bătut soția, nu i-a bătut copilul. Ce înseamnă asta? Că poporul român e un popor înțelept. E un popor tolerant. E un popor mai deștept decât îl cred alții. În orice țară, vorba lui Mitică, dacă scrieai o nenorocire pe mașină și intrai în țara aia, găseai cel puțin 2 ultrași la fiecare colț de stradă să ia o cărămidă sau un par sau o sticlă molotov să ți-o arunce pe mașină. Păi ce faci, mă, javră, vii la mine în țară cu înjurături de genul? În primul rând, poporul ăsta a dat dovadă de înțelepciune și, în al doilea rând, în limba țigănească, cuvântul ăla n-are nicio conotație urâtă. Domnul Coarnă. Am pe cineva care o să... Da, știu că avem telefoane, da. O să vrea să intervină, dar probabil după pub.
cred că e domnul Diniță. Domnul Diniță, îl sunăm noi, da, cu tot dragul, mâine Diniță, fostul director al poliției rutiere, este invitat. Și este foarte bine pregătit în zona respectivă. Domnul, sun, cu drag, mâine, și ce nu l-am sunat, îți destăinui. Mâine este invitat în emisiunii, va sta pe scaunul ăla, de stai tu. Mi-a dat omul mesaj. Da, domnule, Lucian, te sunăm imediat, vorbesc acum cu domnul Diniță, fostul director general al poliției rutiere române. Îl sunăm imediat, cât mai avem până la pub. Bine, haideți așa, facem așa. Vă spun că mai am două subiecte foarte, foarte tari, foarte tari. Unul cu casa lui Iohannis, că am obosit și cu asta. Domne, cu prosteala asta, dar care, după ora 17. Care dintre case? Aia, mă, care vrea Teodorovici și cu ăștia de la ANAF să ia chirie pe ea. Este a doua naționalizare. Uitați-vă la Tudor Barbu. Ce vor ăștia să facă acum este exact ce au făcut predecesorii lor comunistoizi ăia jegoși în anii 50, când arestau oameni din case și le confiscau casele. De ce? O să vă spun după ora 17. Cum își permite un guvern democrat, într-o țară democrată, care are legi de retrocedare, care scrie în Constituție țara aia, că respectă dreptul de proprietate, că e sacrosant, vin niște nemernici și spun, bă, statuie, bă, posesorul casei. Păi dacă e posesorul casei, bă, Teodorovici, este naționalizare. Și apropo, o să vă dea domnul Teodorovici cu dedicație, cum îl cheamă, Teddy Mureșan, producătorul emisiunii mele, lista ălora la care ar trebui să vă uitați înaintea lui Iohannis. Înainte să comandați Antenei 3, să-l facă pe ăsta muci, poate merită să dea banii. În orice caz, Iohannis nu trebuie să dea banii statului, trebuie să dea banii familiei care era proprietar de drept, domnul Teodorovici, Eugen, ministru. Iohannis trebuie să dea banii înapoi proprietarului de drept, care nu este statul român și când a fost, a fost cu japca. I-a băgat pe ea în pușcărie și le-a luat casele. Domnul Teodorovici, asta e naționalizare. Dar vă explic asta după ora 17. Sunați-vă prietenii domnul Teodorovici să se uite că merită. Bună ziua, sunteți în direct la telefon. Alo. Hai, e domnul Diniță la telefon. Până ai zis, mă, că după publicitate. Salut, Luciane. Bună ziua. Ia zi, domn director, cum e? Ca poate greșesc eu. Păi da, flagrant. Hai, corect, bineînțeles. Mulțumesc. Normal. Păi da, vreți să discutăm sau haideți să mergem după publicitate, că e mult de discutat nu, pe domnule, tema asta. Vreau așa, în două, trei fraze, că vă știu că aveți putere de sinteză și ați fost an de zile șeful poliției rutiere române. Da. Care este greșeala pe care a comis-o cetățeanul de are dosar penal, carnetul ridicat și numerele luate? Păi n-are voie să meargă cu mașină înregistrată în România, înregistrată în Suedia. N-are voie să meargă în România? Cu mașină înregistrată în Suedia, v-ați zis cu bine. Este în diferența Suedia? Între înregistrat și înmatriculat. A, înregistrată în Suedia, am înțeles. Ce înseamnă, domne, care e diferența dintre a înregistra o mașină și a înmatricula o mașină? Păi, diferența este foarte simplă. Dumneavoastră aveți mașină? Da. De ce nu v-ați înregistrat-o? Pentru că nu știu că există posibilitatea. Poate mi-o înregistram și eu. Uite, bune, mi-ați dat o idee. Ia vedeți dumneavoastră. Aoleu, stai așa, Luciane, stai așa. Eu pot să-mi înregistrez mașina? Da. Dacă nu îndeplinește condițiile tehnice. Mai închis aici. Cum adică dacă nu? Ce trebuie să-i fac ca să pot să o registrez? Dar pot să scriu deci, dacă ai un IMS, eu înregistrez mașina, pot să scriu ce vreau pe ea? Nu. Deci nu asta este ideea. Ideea este alta. Dacă ai un gaz, un IMS, un moped, da? Pe care nu poți să-l înmatriculezi. Că nu există varianta de înmatriculare. De-aia și face distinție legislația între înmatriculare și înregistrare. Bravo. Bun. Înregistrez la autoritatea publică locală și nu merge să pleci de la Ciorogârla, de exemplu, să te duci la Botoșani cu ea. Dacă, mai mult dacă o înregistrez în București, poți să merg cu ea în București? N-ai cum să o înregistrezi în București, că trebuie matriculată. Păi bă, hotărâți-vă mă, Luciane, cum adică în București de ce nu pot și la Botoșani pot? Păi da, dacă ești dintr-o vreo comună, de undeva, unde să mergi pe plan local. Am înțeles, deci în orașe nu poți. Păi dacă mergi pe plan local, aia e cu tot o altă discuție. Păi da, dar băiatul ăsta a înregistrat-o într-un oraș în Suedia, nu într-o... Mă rog, bine, era păi înregistrat... Păi da, autoritatea publică locală din România, legislație românescă, nu suedeză, nu. Ca să ne fie foarte clar. Domnul Diniță, eu am învățat așa, cel puțin eu, nu știu alții cum sunt. Că legislația română se subordonează legislației europene, domnul Diniță. Dacă Europa spune că nu avem... Complet eronat.
domnul Diniță, dacă Europa spune că nu avem voie cu telefoane negre, credeți-mă că în România se interzic a doua zi telefoanele negre. Credeți-mă pe bune, da. Hai să facem o experiență. Hai facem pariu. Pleacă cu o mașină înregistrată în România, undeva pe la Bolintin Vale. Și să văd dacă ajungi în Ungaria sau în Cehia, că cred că ți-a mașina cu totul. Păi n-ajungi că te ia poliția română pe primul drum public. Nene, bun, hai să admitem că în România poliția a fost proastă. Dar ia ieși afară din țară, vezi ține? Păi dar stai puțin, că înseamnă, nu. Luciane, poliția română n-a fost proastă, că de bine de rău e singura poliție care i-a luat ăstuia numerele și actele. Eu te întreb altceva. După câte zile? După 10. Cam urât, nu? Da. Dacă o spuneam eu, se supăra coarnă pe mine. Că zicea că am ceva cu poliția. Uite, spune întrebarea este, stați puțin, că aici să mai pun o întrebare. A. A circulat pe drumurile publice sau a pus numerele numai în momentul în care a intrat în parcare? Nu, domne, Îți spun eu, Luciane, cum e. E mai grav. A intrat la frontieră cu numerele astea care au creat vâlvă. Avea la el și numerele de înmatriculare, cealaltă serie, deci a intrat cu două serii de numere în țară. Iar poliția română, conform declarațiile lui făcute la mine în emisiune acum un sfert de oră, i-a interzis să le schimbe, să le pună pe alelalte care erau numerele de înmatriculare. De ce? Și pe bună dreptate. Pentru că n-ai voie să intri într-o țară cum e România cu niște numere la mașină și tu de nebun să ții din portbagaj alte numere să le pui. Că ăla se cheamă infracțiune. Bravo! Păi cine are responsabilitatea în cazurile astea? Păi cine i-a dat voie în țară cu numerele astea la frontieră? Corect! Asta e corect. Și atenție, oameni buni, la telefon nu e nici coarnă, nu e nici barbu. E fostul director al poliției rutiere române. Păi cine i-a dat voie, Lucică, să intre în țărișoară cu numerele alea? Păi oare cine? Asta trebuie să răspundă cineva. Eu asta spun. Bravo. După 17 ani de ONU și 15 ani de Bruxelles, să mă învețe cineva în ce condiții să face un trafic internațional cu mașina, deja înseamnă că fă 10 secunde pauză ca să te rog ceva, Lucică. Stai 3 minute cu noi să luăm pulsate și revenim cu tine. La telefon directorul, fostul director al Poliției Rutiere Române, Lucian Diniță, în platou șeful Sindicatului Național al Polițiștilor, domnul Dumitru Coarnă. Revenim imediat. Ne-am întors în direct la telefon fostul director general al Poliției Rutiere Română, Lucian Diniță, în platou liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, domnul Coarnă. Da, domnul Diniță, vă ascult, că ne-am oprit un pic, că era publicitate. Deci rugămintea mea este următoarea. Vă rog. Nu m-a acuzat pe domnul Coarnă de cine știe ce interpretări și așa mai departe. Discutați cu mine, vă rog eu de suflet, da? Da, deci, v-am și sunat. Pe de o parte. Ideea este că ceea ce scrie la Convenția asupra circulației rutiere de la Viena și nu Veneția, cum spunea acel personaj, da, din 1968, da, este ratificată de România. Corect. Pe de o parte. La capitolul circulație în trafic internațional spune foarte clar că orice mașină trebuie matriculată pentru a fi în trafic internațional. Asta însemnând să treacă cel puțin o graniță. 3. Nu spuneți mie că acest individ a plecat în Suedia cu feribotul și a intrat până Danemarca sau până Polonia, indiferent pe unde, și a mers cu numere de înregistrare. Exclus așa ceva. El a făcut chestiunea asta oricând după ce a trecut granița, ori în graniță, undeva, habar n-am, nu știu, nu pot să-mi dau seama. A, faptul că pe parcurs a fost oprit de echipaje de circulație. Și acum revenim la ceea ce a spus că mai mulți colegi de-ai dumneavoastră mi-au spus despre registration plates. Pe registration plates înseamnă numere de matriculare, nu înseamnă numere de înregistrare. Corect. E cu totul și cu totul altceva. Stați un pic, abia acum ați avut darul, mă uitam și eu la Coarnă și Coarnă la mine, să mă puneți pe gânduri. E posibil, spuneți dumneavoastră, ca toată Europa, adică pe unde a dat traseu, a venit așa, prin Germania, Cehia, Ungaria și România. Corecte. A mers, ziceți dumneavoastră că a mers cu numerele de înmatriculare, iar înaintea frontierei de stat cu România, e posibil să le fi înlocuit cu astea două. Corect. Păi atunci băiatul ăsta are o problemă. Aha! Problema a fost în România. Nu, în atunci... România, ia spuneți dumneavoastră, domnul Varp, următorul lucru. Și vă rog frumos să fiți cerebral la chestia asta. Dar întotdeauna dumneavoastră... sunt... Încercați, da, știu. Nu, întotdeauna deci... sunt, nu încerc, sunt cerebral, întotdeauna. Da, mă rog, în fine. Da, cu
cunoaștem de prea mult timp, așa cum ne cunoaștem cu toți trei. Dar întrebarea mea este următoarea. Aveți o mașină înmatriculată, nu înregistrată? Da. Bun. Da. Vă oprește un polițist rutier, vă cere permisul de conducere, certificatul de matriculare, ITP-ul, asigurarea, da, și ce mai vrea el să vă ceară. Da. Bun. Pe certificatul de matriculare scrie București, nu știu cât, habar n-am, Barbu, da? Da. Bun. Și când se uită la plăcuțe, vede că scrie, n-are importanță, un mesaj. Da. Păi nu vi se pare că ceva e neregulă la ce înseamnă că ori e dus cu capul, ori nu pentru că băiatul ăsta a prezentat poliției române, din ce am înțeles, și eu, și credeți-mă că am înțeles bine, chiar dacă sugerați dumneavoastră că am momente în care sunt mai temperamental, a prezentat documente de înmatriculare sau înregistrare conforme cu numerele de pe mașină, că altfel poliția lua din minutul 1, ăia din Hunedoara luau. Bă, nu există două numere de, domnul Barbu, nu există două numere de înmatriculare. Aia este, una este înmatriculare, alta este înregistrare. El avea dreptul de circulație pe zona unde, de la autoritatea locală din Suedia. A fost oprit până azi, când i s-au luat numerele și s-a deschis dosar penal, de trei echipaje ale poliției rutiere. În Hunedoara, în Craiova, Dolj, și în București, la Iancului. Suntem de bun la cap. Toți trei polițiști ăștia, echipajele, i-au cerut, cum bine spui, Luciane, certificat de înmatriculare, permis de conducere și toate actele necesare. Deci dacă el avea pe certificatul de pe ăla suedez alte numere decât pe mașină, îl luau cu fulgi cu tot. De ce el avea hârtii cu numerele pe care le avea pe mașină? Ți-era cum am înnebunit cu capul? Da, am înnebunit cu capul, pentru că nu toată lumea știe să citească un certificat de matriculare. Nu spune că trei echipaje de poliție nu știau să citească, că mă ia capul pe direct. Nu! E bine așa? Dacă vrem să ne înțelegem cu toții, dacă vrem să încercăm o realitate cruntă. Exact. Da, așa este. Deniț are dreptate în parte. Există posibilitatea asta, dacă vreți, până la urmă, ca cineva să facă o confuzie între înregistrare și înmatriculare. Nu se exclude această ipoteză de lucru. Okay. Este un dosar penal care vă răspunde la multe întrebări. Acum, a intrat cu numerele, n-a intrat, le-a pus în România. Păi, dar are dreptate Lucian și în criză, cred că e posibil să... Domnul Deniță, domnul Deniță este profesionist pe acest domeniu. Da, corect. Și a explicat foarte bine și foarte clar care sunt ipotezele de lucru într-un dosar penal de acest tip. Nu? Acum. Este un dosar penal. Acolo, sigur că acest Răzvan a dat o declarație. Sigur că ascultă-mă, Mitică, dacă domnul director Diniță are dreptate, ăsta a intrat în Ungaria cu niște numere. Există posibilitatea asta. Și a ieșit cu altele, ceea ce înseamnă faptă penală la legislația maghiară, care e țară membră UE. Există această posibilitate, da. Asta spune Diniță. Da, spune că el a intrat în Ungaria cu numerele de matriculare și a intrat în România cu numerele de... O ipoteză. A spus bine, Luciane? Da. Da. Este o ipoteză de lucru, da. Păi e o ipoteză de aia, infracțiune la legea maghiară. Așa, bun, și? Și la noastră. Așa, și? Nu, la legea românească, nu la legea maghiară. Că în Ungaria umblat cu numere. Păi nu, și la legea maghiară, Luciane, și la legea penală maghiară, pentru că el a intrat în Ungaria cu niște numere bune de matriculare și a ieșit cu... Nu este infracțiune pentru că a folosit numerele conform convenției de la Viena, da, corespunzătoare. Și a ieșit cu alte numere din țară, mă. Păi nu a ieșit cu același număr și a la noi invers. Păi n-are cum! Domnule, lucrul ăsta se verifică unde din anchete. Numerele? Unde a schimbat numerele? În agenții de frontieră. Nu știu. E o ipoteză de lucru. Bine. Cum crezi, Lucian Diniță, că se va finaliza acest lucru? Pentru că, repet, nu este în regulă, intrând în coliziune, e adevărat, nu frontală, dar într-o oarecare coliziune, noi ca țară, cu regatul suedez, prin intermediul ambasadei care s-a implicat astăzi. Și acum am văzut, Lucian, am văzut la domnul Coarnă documente pe care peste un sfert de oră, încă nu sunt publice, peste un sfert de oră poliția le va face publice, primite de la Interpol, biroul din Suedia, care spune, atenție, poliția suedeză, că numerele lui Răzvan Ștefănescu nu erau valabile astea prinse în România decât în Suedia. Corect! Și e corect! Și vreau să vă mai spun încă ceva. Dom'le, hai te spuneți traducători, că poate eu sunt mai prost, așa, mai copitos, da? Deci încercați un pic să înțelegeți registration plates, să poate interpreta în fel de fel de situații, de fel de fel de avocați. Alea sunt numere de matriculare, nu numere de registrare, ca să ne fie foarte clar. Că citiți articolele de la
din ordonanța de urgență de la 10 până la 15-16, cred, și vedeți care este diferența între matriculare și înregistrare. Am înnebunit cu toții. Chiar suntem o țară de nebuni. Mulțumesc mult, domnule director. Mâine, după cum am convenit, sunteți invitatul emisiunii și al telespectatorilor B1. Domnul Diniță ne va fi mâine invitat. Bineînțeles că vom discuta și acest subiect și altele privind, da, Diniță, privind chiar dramele care se întâmplă în România. Domnul Diniță este unul dintre oamenii este care cunoaște bine subiectul. A fost șeful poliției. Hai să vedem ce spun repede până la pauză. Doi români care sunt la telefon. Bună ziua! Doina, să română, ești în direct la Cluj. Bună ziua, domnul Barbu. Acum, săptămâna trecută, ați avut o emisiune cu liftul Casa Scării, da, care ați dezbătut-o exact ca și acum. Am anunțit. Da. Acum, de o oră, dezbateți anomaliile legilor sau posibilitatea de a interpreta o lege dată. Dacă acum dumneavoastră trei persoane n-ați reușit să cădeți pe o formulă clară a legii, atunci la o asociație de proprietari care are lift, Casa Scării, vă dați seama, da, ce se întâmplă. Doina, hai să revenim la subiectul ăsta. Are dreptate, doamna, are dreptate, are dreptate în tot, pentru că e întâmplător, sunt și președinte de scară. E o treacă nebunie acolo. Peste tot. Exact, da, asta nebunie se întâmplă, să mă iertați, că ați dezbătut mai mult de 40 de minute problema asta, exact la omul de rând, în fiecare lună, este problema asta. Asta nu ca acelui care circulă. Nu e rău faptul că dezbatem, nici mersi nu e mult, faptul... Doina, mergem în Vâlcea. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Vă ascult. Mă numesc Login, sunt din Baidea, în Vâlcea. Foarte bine. Te-ai uitat bine la numerele tale de matriculare? Știi ce înseamnă în toate limbile europene? Nu, cam numere cu, mă rog, așa am cumpărat mașina și am menținut numerele în România. Așa. Sunt unul din oamenii care au plecat din cauza sistemului în 1984. M-am întors de 2 ani în țară și am găsit un sistem mai rău decât cel pe care l-am lăsat. Domnul Coarnă vorbește, l-am auzit de multe ori la emisiunea dumneavoastră, vorbește atât de mult, a trebuit să mai asculte. Nici unde în lume nu se dau două feluri de plate-uri pentru, de plate pentru o înregistrare. Title-ul mașinii sau actul de naștere al mașinii e însoțit de un singur rând de numere. Dacă omul este în Suedia, i s-au dat acele plăcuțe, sunt valabile peste tot. Și și domnul Liviu... Dar Răzvan a recunoscut că avea două rânduri de numere în matriculare și în înregistrare, nu eu. Niciunde în lume nu se dau așa ceva. Dacă a avut el... Proprietarul mașinii a fost în direct la începutul emisiunii și a recunoscut lucrul ăsta. L-am auzit. Păi și l-am auzit, vă rog, El a spus, că a avut două rânduri de numere, unele conform convenției de la Viena și altele de înregistrare. El, nu eu. Vorbiți prea mult. Am trăit în lume și știu ce democrație e. Chiar în România nu e. Eu am trăit pe lângă lume. Am înțeles punctul tău de vedere și ți-l respect. În principiu este de mare bun simț ce spui. Nu văd că a vreo poliție rutieră din lume, din lumea civilizată, să dea două serii de plăcuțe pentru același autoturism. Nici eu nu cred. Dar nu m-am întâlnit. Repet, de bun simț, adică la nivel, la nivel superficial, nu știu profunzim. Dați-mi voie numai. Dacă omul a fi cumpărat mașina acum și mașina a fost înregistrată și el a vrut o altă înregistrare, da. Îi le păstrează și pe alea vechi și pe astea? Nu. Dacă omul a cumpărat mașina de la un alt proprietar și l-a vrut să înregistreze pe numele lui cu plăcuțele pe care le-a avut, alea sunt valabile. Bine. Nu cele din... E un dosar penal pe rol, este un caz cu care România nu s-a mai confruntat. Persoana în cauză a recunoscut că avea două... Nu, a recunoscut la telefon. Știu că a recunoscut la telefon. Eu nu știu dacă spune adevărul. S-ar putea ca din dorința de a face un scandal. Aveți dubii cu privire la declarația lui Răzvan, da? Bineînțeles. Am înțeles. Bineînțeles. Ca să faci un scandal de presă, poți să spui, da, domne, am două serii de plăcuțe, una în portbagaj și una asta. Și, de fapt, el să aibă o singură serie, cea cu care era pe mașină. Albert, ești în direct. Bună seara. Ia zi, care e părerea ta? În primul rând vreau să începem cu aspectele juridice, să nu vorbim despre alte lucruri care nu au legătură cu subiectul.
În primul rând, se poate verifica foarte ușor dacă a circulat sau nu cu aceste numere prin simplu fapt că se pot verifica camerele video pe unde a trecut prin toate țările. Corect. Se poate vedea dacă acest autoturism a avut acele numere în toate țările sau a avut numele despre care se face atâta discuție. Corect. În al doilea rând, este necesar a se tocmi un dosar penal, cel puțin IREM, asupra tuturor persoanelor de la frontieră, începând cu cei de la frontieră și a tuturor persoanelor de la circulație care au oprit mașina și nu au luat nicio măsură, în cazul în care se considera că trebuia luată vreo măsură. În al treilea rând, haideți să nu ridicăm atâta în slăb poliția română, să ne uităm că e plină de violatori, e plină de persoane care își omoară. Să spui despre poliție că e plină de violatori este cel puțin o nedreptate, ca să nu spun că e neadevăr. Vedeți unde am ajuns? 60 și ceva. Sunt 60 și ceva de mii de polițiști, iar violatorii sunt unul. Unu, în 60 de mii. Stați, că nici acolo să fim, vorba ta, dosarul e pe rol. Dar hai să zicem, unul la 60 de mii. Trebuie, Albert, îmi pare rău, trebuie să iau publicitate, iartă-mă. Așa e, când respecti legea, revenim cu dosarul Iohannis și a doua naționalizare după 6 decenii imediat.